Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Spunem tuturor bună dimineața. În ultimele zile am urmărit cu sufletul la gură ofensiva ucraineană din zona Kharkiv. Armata ucraineană a reușit să elibereze mii de kilometri pătrați și un mare număr de localități, inclusiv puncte strategice de comunicații rutiere și feroviare, aplicând o înfrângere usturătoare ocupanților ruși. Despre această ofensivă vorbim acum cu generalul în rezervă Virgil Bălăceanu, fost reprezentant al României la comandamentul NATO de la Bruxelles și fost șef al brigăzii multinaționale din sud-estul Europei. Bună dimineața, domnule general! Bună dimineața! Ce credeți că a permis acest avans rapid al armatei ucrainene? Aplicarea două legi ale luptei armatei, surprinderea pe care au realizat-o ucrainienii și neaplicarea celelalte legi de către forțele rusești, evitarea surprinderii. Planificarea strategică a ucrainienilor a dus într-o primă fază la concentrarea efortului inclusiv al ucrainienilor, dar mai ales al rușilor pentru consolidarea apărării în regiunea Herson, în mod specific pe malul drept al Niprului. Se vorbește de o întărire în zonă cu 20-25 de grupuri de luptă. Dacă datele acestea sunt reale, înseamnă o manevră de forțe și mijloace din zona de est, din zona Donbasului, către sudul Ucrainei consistentă. Ceea ce duce la slăbirea capacității de apărare a rușilor în zona de est. Pe de altă parte, ei erau concentrați pe cuceriri, chiar dacă ritmul de ofensivă era destul de limitat, în interiorul pungii punga Donbasului, acel intrând pe care îl voreau cucerit, chiar dacă în această etapă pe niște axe mediane, să le spunem așa. Știm de concentrarea efortului lor pe Bahmut, pe Siversk, pe zona din apropierea orașului Donetsk, Avdiivka și așa mai departe. Ceea ce înseamnă că trupele care au rămas să asigure apărarea pe o axă între Kharkov și Izium sunt mult mai slabe. Acolo s-a observat de prezența majoritară a forțelor paramilitare, a milițiilor, a unităților din cele două republici secesioniste. Acolo am observat un colaps total al apărării ruse, adică s-a fugit, au abandonat foarte multă tehnică militară. Da. Lucrurile se întâmplă într-o asemenea situație când tu realizezi surprinderea. Lovitura a fost puternică, se rupe în definitiv frontul între Balaclia și Kupiansk. Am putea spune că luptele se duc între cele două râuri importante din zonă, Donețcu și Oschilul. Dar nu numai că se rupe apărarea în zona respectivă, se pătrunde adânc distanța de la Balaclia, spre exemplu, până la Izium este de 50 de kilometri, de la Kupiansk până la Izium de aproximativ 75 de kilometri. Se pătrunde adâncime, amenințându-se încercuirea forțelor rusești care erau trecute la apărare pe Izium. Ceea ce îi determină pe ruși, din datele pe care le comunică și Ministerul Apărării, să se retragă. Ei nu spun că se retrag să evite încercuirea, ci îi spun că se retrag să întărească apărarea în cele două republici secesioniste. O asemenea retragere este foarte amplă. Aici vom vedea dacă rușii trec la apărare pe Donețk sau într-adevăr se vor retrage pe linia de demarcație, puternic fortificată din punct de vedere genistic, pentru că este linia de demarcație în care s-a dus acel război tăcut, dar cu destul de multe victime în ultimii 8 ani. 2014 până în 2022. Bun. Domnule general, vă întrerup, revenind la factorul acesta de surprindere, nu vi se pare totuși atât de ciudat, aproape inexplicabil, faptul că rușii nu au putut să observe concentrarea de forțe ucrainene? Adică acum sunt cu totul alte mijloace de observație decât, ce să spun, în toamna lui 1942, când rușii au reușit să concentreze 1 milion de oameni sau mai mult în dreapta râului Volga la Stalingrad, fără ca nemții să-i observe. Bună întrebare.
Multe lucruri le vom afla prin studiul războiului din Ucraina. Probabil vom studia 10 de ani, pentru că ucrainienii realizează operația de ascundere și de mascare extrem de eficient. Nu numai acum, chiar și la începutul invaziei. Am rămas surprins că, realizând o operație de ascundere și mascare foarte eficientă, loviturile rușilor, mai ales cu rachetele Iskander și Calibr, nu au dus la neutralizarea apărării antiaeriene, nu au dus la neutralizarea sistemelor de supraveghere de tip radar, nu au dus la scoaterea din luptă în întregime a aviației și avionilor de luptă și elicopterelor. Iată că și aici reușesc ucrainienii să-și concentreze forțele, este o judecată de valoare a dumneavoastră, pentru că trebuie să concentrez forțele pentru a declanșa contraofensiva. Nici eu nu realizez cum de ei n-au plecat de la premisa cu asemenea concentrare înseamnă o lovitură puternică la sud de Arcov, dar să nu uităm că în zonă gruparea de forțe ucrainiană putea fi destinată și pentru ducerea acțiunilor de contraofensivă nord și nord-est de Kharkov. Pentru că zona respectivă a fost foarte disputată. Să nu uităm că în urmă cu o lună, o lună și jumătate, ucrainienii reușesc să ajungă la 10 km de graniță, rușii contraatacă și îi împing înapoi pe ucrainieni. Acum s-au reluat acțiunile de contraofensivă și în nordul, nord-estul, mai ales Harkovului. Probabil au interpretat că această grupare de forțe va fi destinată pentru acțiuni de contraofensivă, repet, nord și nord-est de Kharkov, pe o axă care este foarte importantă pentru ambele părți. Să o descriem ca axa Kharkov înspre Belgorod. Ori, ucrainienii își creează o grupare de forțe care are două misiuni. Pe de o parte, misiunea de a duce acțiuni ofensive, așa sunt ele pe timpul luptei de apărare, ca acțiuni de contraofensivă nord-est de Kharkov, însă lovesc puternic la sud de Kharkov, pe o axă între Kharkov și Izium. Foarte pe scurt, să ne fie foarte... să părăsească Iziumul, pentru că rușii au cucerit Iziumul după o luptă de mai bine de o lună. A fost un asalt cu foarte multe lupte, luptele foarte intense, pentru că Iziumul este esențial în deschiderea unei axe Izium, Sloviansk, Kramatorsk înspre Donetsk, pe care i-au vrut să o facă operațională, să o realizeze, nu au reușit, dar axa respectivă ar fi dus la încercuirea trupelor ucrainiene din punga Donbasului și la cucerirea în întregime a oblastului Donetsk după cucerirea oblastului Luhansk. Da, toată lumea a observat că rușii au pierdut într-o săptămână ce au reușit să ocupe cu pierderi foarte mari în cursul operațiunilor din ultimele 4 luni. Domnule general, vă mulțumesc foarte mult pentru explicații. A fost în direct în deșteptarea generalul rezervă Virgil Bălăceanu. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.